chiar dacă... O să da, o să trage acolo. Sau vrei să tragem asta un pic? Nu, masa? Nu. Sau dăm scaunul și pui aici? Asta de sus nu-ți dă umbre? Nu, absolut deloc. Nu, că sunt mai puternice astea. E de 2000 și ceva de lumeni. Și nu dă deloc. Așa, gata. Așa cum ai zis, ce înseamnă mine să... Cât să mă bronzez. Ai dat și rec? Eu nu știu unde să stau. Stai în rec. Da. Stai unde vrei, dacă vrei poți să ieși în loc. Te rog. Păi nu, că poate mă bag în lumină și creez umbre. Umbre. Așa ceva, bă, băiatule, iese. Ia și lasă, stai. Asta e scaunul de director aici. Eu sunt ăla care zice cat. Asta e tot. Ce cat. Haide în rec. E în rec. E în rec? Ok. Un behind the scenes special pentru final de luna aprilie, pentru că astăzi suntem în 28 aprilie și luna asta n-am făcut nimica. Pentru Ionuț. Aplauze! Nu știți pe Ionuț, nici el nu știa pe Ionuț, doar eu știu pe Ionuț, un prieten foarte bun. Și eu mă știu pe mine, nicio problemă. Care îi place să bate seama. M-a rugat să-l ajut cu acest calculator, să-l curăț, să schimb pasta termoconductoare și să schimb... Două sau de centrat. Și se schimb ventilatoarele pentru că două dintre ele bârâie. Acum o să aibă două de un fel și două de altfel. Acum dar, să aibă alte ventilatoare care bine. Da. Dar hai să trecem la treabă. Întâi și întâi, ca de obicei, să facem carcasa. Da, nu e doar praf. Încă insectă. Baftă. Deci m-am făcut de râs. Asta e. Păi, nu, da, chiar. Păi, păi. Da, fii atent, N-a venit nimeni cu aspiratorul de acasă. Nu, dar... Ia ăsta, treci la șters, spor. Este un simplu șervețel umed. Se ia și se face așa. Știți ca tot praful ăsta să nu se ridice în aer și să nu... Holy... Poți să vezi aici? Să faci un zoom? Unde? Stai așa. Se vede diferența? Stai că... Nu sunt obișnuit cu controlele. Dar poți să dai un touch ca să focalizeze. Păi nu, vreau să dau compensarea de lumină un pic mai mare. Mă rog. S-a văzut diferența? Eu zic că se vede. Ok, bun. Continuăm să mai ștergem pe aici pe la suprafață. Și... De fapt, nici nu trebuie să se vadă diferența, că... Da. E un pic de strat. Un pic? Ionuț, stai în Rahova, cumva în București? Da, mulțumesc primăriei pe această cale pentru aerul curat pe care îl respirăm. De asta folosim purificatoare și la studio și acasă. Nu e reclamă la vreun brand, dar numai orice purificator o să vă ajute. Mă rog, dacă e să locuiți la țară sau la munte unde aveți aer curat, nu e nevoie. Dar pentru cei de la oraș, bucureșteni așa sau nu neapărat, clujeni, timișoreni, ardeni... Poluați într-un cuvânt. Da. Luați-vă ca să vă faceți viața mai... frumoasă și mai curată. Și eventual mai sănătoasă. Da, exact. Eventual să nu aveți plămânii ca la fumături. În București deja dacă fumezi scureți plămânii. Hai să fim serioși. Acum, teoretic, ar trebui să îl desfac, să aduc un aspirator. Pentru că o să fie foarte mult praf. Sau îl vom scoate afară, nu știu. Îl batem, nu? Da, exact. Să iasă praf. Ca pe covor când a fost cu mine. Pe proprietar. Mă, pe fund e curat. Unde e sursa?
surprinzător pe fund e curat, că am scos ăla și l-am băgat sub jetul de apă în chiuvetă, după care l-am pus la loc, adică... Da, asta este curat. Există explicație. Ia și șterge și ăsta, dacă tot, uite ce e aici. E, pe aici e mai ok. Sort of. Pe cabluri pe acolo, dar... E un calculator care 2 ani și ceva, 3 ani? 3 ani, 3 ani și vreo 4 luni. Deci 3 ani și ceva a fost folosit, doar placa video a fost schimbată, are un RTX 3060 Ti acum înăuntru. Procesorul este un AMD Ryzen 7 2700X, are 32 de GB de RAM, o placă de bază GB... 48 de GB de RAM, ia mai mult. 48 de... Băi, am văzut 4 sticks-uri acolo, nu. Placă de bază GB Aorus B450 Aorus Pro, sursă Thermaltake Smart de 750W, procesorul, după cum am zis mai devreme, AMD Coolerul stock de la AMD, rate-ul care l-avem și acolo, l-avem și în celălalt calculator, un cooler foarte ok, niște hard disk-uri, SSD și altele. Iar carcasa este un FSP CMT340, care avem review pe canal de ceva ani. So, yeah. Să ieșim afară să încercăm să-l scoatem praf. Să fie bătaie! De cap. Și acum fiind vreme de, cum modifică ISO. Nu modifică ISO-ul. Păi acum l-am pus pe auto, că dacă nu mișcăm. Am zis că pe auto e. Păi în anumite cazuri. Da. Merge? Da, nici nu am oprit. Ah, super. Coș de gunoi? Aici înăuntru, jos. Cât am smoc-ul. Să fie lumină. Este. Avem. Ce văd nimic pe display-ul ăsta. Mergi pe încredere. Nu. Discutabil. Și acum ar trebui să... Băi, alea n-ar fi mai ușor dacă că tot e schimbate. Păi da, dar nu vrei să respir tot praful ăsta când îl desfac. Știi? Mă gândeam că... Că dacă... Surprinzător, la cum stă binișor. O să vedem când marci binișor. Ce să zic? Tu vezi potura asta de aici? Da. Nu, din unghiul în care eram eu se vedea okay. Altceva. Acolo nu mai intră niciun strat de aer, niciun flux de aer, acolo intră decât un, hei, căldura. Și atât. Acum ar trebui să totuși pe să duc. Pe timpul iernii a fost bun. Și a ținut de cald singur, pentru că afară nu scotea căldura la cât praf are. Hai să totuși să-l facem bucățele. Yay! Carcasa asta are, hai să fac așa ca să fie vizibil, are aici niște thumb screws în ambele părți. Ce fel sunt băgate. Da. Ok. Ok. Sunt practic așa. Mai este încă unul aici jos. Dar e mai simplu. De folosit o șurubelință. Așa. Și acum cred că ar fi bine să vii cu partea asta la dam. Pentru că
vreau să sprijin carcasa de birou, astfel încât atunci când voi să faceți șurubările să nu cadă sticla din față. Așa, tips and tricks. Exact ce ziceam. Iar acum, sticla. Se poate. Uite, a venit cu design. Curăța. Separat. Ok. Și hai să facem. Wow. Hă? Să facem asta. Asta, asta e de aici. Calma. Bun. Pentru că acum o să pot să desfac ventilatorul liniștit. Căzut, dar... Dar ți-ai dat seama că mai e unul. Aici este piele umană, fire de păr de animal și... Pentru că este fumător, fum de țigară. Scoate-l și tu afară, te rog, dar nu-l agita prea mult. Pentru că nu vreau să văd. Animale n-am. N-ai anumare? Nu. Mă rog, am avut. Dar fumezi în casă? Câteodată. Ah. Nu fumați. Punct. Sunt de acord. Da. Și acum, practic, mai sunt trei ventilatoare ca să scoatem. O să... Nu vom folosi hub-ul ăsta pentru că nu o să se potrivească ventilatoarea, să vom folosi un alt hub. Care a fost foarte bine ca preț. Îl țin? Da. Mai are încă unul aici sus. Și gata. Tot așa afară și cu ăla, te rog. O să lași acolo pe scaun la intrare. Bă, cu astea, știi cum e că farurile la mașinile la vechi, ar merge un poliș pe... Da, problema aia nu e doar de jeul care e pe ele, că ala se poate curăța destul de ușor. Da, problema este că vreo două dintre ele sunt descentrate și practic... Nu, doar ăsta era descentrat. Da, ok. Deci teoretic trei dintre ele merg prefolosite, dacă sunt curățate bine și dacă ai niște noroc, să nu se descentreze mai rău. Dar, oricum, trei ani, cred că... Tu ți-ai închis vreodată calculatorul?
De vreo 7-8 ori între ok. Când deci... a trebuit să facă actualizări și... Deci 3 ani a mers aproape 24 în 24 acest calculator. E normal să, să se descentreze după atât timp. Adică, totuși au un motoraj, știi, și mașina, rulmentul de la roată de la mașină se duce în timp. Un anumit timp de ulei la mașină, până la urmă. Da. Au și de un anumit număr de ore de funcționare. Exact. Sunt consumabile, totuși. Nu sunt făcute să te țină toată viața. Mă rog, dacă nu treci mult, te ține toată viața. Sau dacă ești Lucian cel optimist. Cred că mai ține pe undeva, nu? Ține într-un cap. Nu îmi dau să mă aici. Așa. Pe un cablu peste acesta. Da. Acum poți să-l tragi de aia. Tragi, tragi, tragi. Nu. Te zici că aici. Aici, uite, zici că arată ca topping-ul la o prăjitură. Ah. Ok, hai să scoatem topping-ul de la prăjitură afară. Tararam, tararam, tararam. Nu, că avem vreme frumoasă. Da, chiar că. Schimbăm și pasta. Da. Ok. Mult mai bine. E, mai avem o tură la culori de ploc. Așa. Și la placa video, cred că mai trebuie un pic. Asta e un insect. Odihnesc că se împace. Dăm niște rețet să iau urmele de cadavre de pe... Eu, a făcut scr. A încercat să fie un necromancer în jurul lor mai puțin și nu prea a ieșit. Și acum... Îl part interesant. De ce sunt frumos spre mine? Era ușa în direcția aia. Eventual.
să... Asta n-ar trebui să aibă chiar atât de mult carfonie. Are un an. Și? Nu, cam 8 luni. Are ceva, că se vede pe aici. 8 luni, un an. Un an? Da, cam așa. Un an e un an. Butonașul a minunat. Yes. Dar hai să o curtăm și pe asta, să o scoatem frumos la... Asta este un RTX 3060 Ti. Aveți review fix cu placa asta la noi pe canal, dacă sunteți curioși de performanță. Trebuie să ne luăm o sufletoare de aia. Oai. O să nu fac asta? Professional blower. Bite me. Ca să nu zic blow me. Da, și acum vreau să... Să curgă sânge. Păi, el e acum un fel de Manole. Și la fel ca și Manole depune o muncă întotdeauna asiduă, dar pasionantă, plin de abnegație și dăruire în ceea ce face. Dacă nu mi-a plăcut școala, să lucrez și la un birou. Ghinion. E și ăsta un fel de birou. A, banc. Ah, ok. Hai să facem atunci așa. Ah, ce-mi place care e pe ambele părți. Da. O să curățăm și bucata aia, dar vreau să ajung să pot să... fac așa, ca să nu scot cu tot cu procesor. Băi, e aplicat foarte bine pasta, adică... Da. Nu, mă uitam că făceam comparația să văd... Sunt foarte mândru de cum am asamblat acum 3 ani și... Bine, mă, ce să zic. Da. A trecut testul durabilității în timp. Iată, pasta este... Și este MX4, adică nu e o pastă proastă. Păi, dar... că tot vorbeam de Manolia, e un fel de tencuială acum. Sigur, frate, duc canciocul. Trebuie să-i dai jos ventilatorul. Să-i... putere. Are niște cleme aici, în lateral, care mie că dacă le desfac, se pot rupe și aș prefera să nu, pentru că nu am alt... Okay. Ventilator de genul ăsta și ăsta este chiar foarte bun. Știu că e bun. Oh, God. Professional blower 2.0. Do the blow job. Oh.
Și acum toți oamenii aia, ei, dar de ce nu vă lăsă un compresor? Da. Ce înseamnă să nu fumezi? Stai bine. Ce înseamnă să fii avut pneumonie doar de 3 ori în viața asta și să nu fumezi? Ultima smulire. Bă, băiatule, cred. Ce, mă, după asta o să meargă să zici că ți-ai luat PC nou. Da, e cu totul alt culor. Mă simt stânjeni. Și mai stânjeni. Deci, toate astea... Și stânjenela mea, nu mai aprinde o țigară. Nu faceți ca dubit-o costa. Mulțumesc. What? Băi, înăuntru poți să vezi frumos acum tot ce are, tot ce vezi până lamelele de radiator, înainte vedeai o pătură. Aerul condiționat? E condiționat de vremea de afară. Freonul e în regulă? Compresorul bagă? Acum sigur bagă. Băga și ar... Mult mai bine. Da, că-l punem în privat și... Da. Egal, nu o să avem vizualizări. Cei care ne plătesc abonamente vor avea un material special dat pentru ei, ca să știe de ce plătesc acele abonamente. Adică... Adică o să se distreze cu clipul ăsta, probabil, da. Și ei un pic. Exact. It's nice to give back to the community. Internal temperature high. What? Da. După ce mai găsim niște praf de genul ăsta, îl curățăm. Practic, am oprit puțin camera că n-avea rost să filmăm, am curățat praful de înăuntru cu pensula, iar acum o să curăț, calculez-o propriu procesorul și o să... și coolerul. Și repasamblăm, practic. Șervețele. Să o acuzi apropieric, se ia și... A, uite ce frumos se face! Sexy! Shiny! Procesorul s-a curățat frumos! Frumos! Bineînțeles că totul se curăță frumos! Că mai bine îi mai dai un șervețe. Și liniile alea se curăță și ele? Bineînțeles, tot. Ceva? Ok. Să punem și dopul în loc la sticlă. Eventual, ca să nu-l... Evaporăm. Evaporăm, să nu-l vărsăm. Da. E nevoar. Ok. Așa. Acum luăm pastă.
Luăm o spatulă. În ăsta loc să nu cadă. Așa. Așa. Probabil că o să mai fie nevoie, dar... Da. Eu zic că mai trebuie un pic. Un pic mai mult. E vorba bine. Aplicăm pastă, ca să vedem ce se întinde. Ia liniște, mă. Am făcut ochelari de soare. Păi numai că mă rupea la ochi când conduceam. Eu nu pot să stau fără. Eu trebuie să-mi fac special. Să fie și de vedere, eventual. Păi ăștia sunt. Da? Și de vedere și de soare. Da, am luat rame de soare și m-am dus și le-am făcut lentile. Ce tare. Unde? Ah, în Rahova. Sunt niște băieți foarte buni. Și cam cât te-a dus, dacă poți să te întreb? 1000 de lei. Cu tot cu rame și cu lentile. E super bine. Tocmai. Ok. Și încă mai trebuie chiar puțin. Zic, chiar e foarte bine. Nu, serios, e super ok. Partea cea mai mișto, știi care e? Că am luat factură și pe rame, și pe lentile, și pe manoperă. Și mi le bag pe firmă. Adică, astea se pot deduce. Ăștia au dat la un moment dat și vouchere pentru angajați să-și facă ochelari. Da, eu am închis firma deocamdată, așa că... Dar chiar și așa. Prețul e ok. Rame luate de la Lensa. Da, au prețuri decente aia. Au prețuri decente. Sunt foarte ok lensa. Da. Și lentile? Și lentilele le-au făcut ei. Au acolo un mostrar de lentile, ți alegi? Nu, dar marcă ceva sau... Rain. N-am auzit. Prințești. Important e că ți-ai făcut de... Băi... Condus. Pot să. Așa. Pot să. Și eu voiam să-mi fac. Știu că au și aia de la AC-lor. Dacă... Cred că te sparge la preț. S-ar de 4.000 ore. La modul cel mai serios, că eu de vara trecut am tot zis că fac. Uite ochelari. Nu, că te cred. Oricum nu avem aceleași dioptrii. Cât ai? Nu știu. Plus sau minus? Cam cu minus. Atunci n-avem. La mine e cu plus. Și acum că au terminat băieții discuția, și am terminat de aplicat pasta, să mai aud comentarii că, ei, nu ai aplicat bine. E aplicat bine. Uite cum poți aici. S-a văzut după 3 ani că a fost aplicată bine. Cum? S-a văzut după 3 ani că a fost aplicată bine. Da. Da. Vreau să pun un pic bucata aia de acolo. Când vrei să-ți faci, zici Lucian sau zici ce trebuie, unde trebuie. La P3 Spirescu, acolo, la Nu, chiar la piața la Rahova. La piața la Rahova, nu știu pe aia. Am făcut mai de mult la P3 Spirescu, acolo era un magazin. Mă rog, la Bolintin sau cum zice. Și a fost ok. Da, bine, asta... Bolintinea, nu. Bolintinea, nu. Bolintinea, nu? Da. Da, păi, nu știu. Eu la ăștia mi-am făcut ochelari de aproape dintotdeauna. E ochelariză mic. Și mai mare ca mine cu 3 ani. 3 sau 4? Păi, și eu practic de mic, chiar dacă n-am purtat o bună vreme. Păi, cum o ești în 82? 81. Uau, hai, mă.
Nu e cea mai bună montură, dar... Hai, mă. Gata. Ok, am vrut? Da. Și acum, ei, tragem frumos la manivelă. Așa, dăm la manivelă. Și ăsta e. S-a fixat frumos. Ăsta se prinde aici. Așa. După aceea, luăm frumos cablul. Luăm și ăsta. Stai aici, nu mai văd, trebuie să-i dau. Nu, sunt foarte închiși. Eu chiar ok. Adică mie, ca ochelari de soare ăștia, închiși îmi plac. Îmi plac ăia. Am probat, gen colorați și... Am probat lentilele, au mizeria asta de culoare pe ei, dar până la urmă asta face bine la ochi. Și asta mă interesează. Neapărat de reflexie, ca un mostrar de lentile, știi? Cum da. Să fie. Și îți probezi opacitatea, îți probezi. Ia, lasă tu opacitatea și probatul, că acum trebuie să montăm memoriile la loc. Că veni vorba de memorii, păi 7-le ăla, 7700. Așa. Mai știi ce memorii sunt? De derecât? 4. 4? Da, dar nu m-a întrebat ce e pe exact. Nu mă interesează, vreau să văd la 16 la 32. Ai ceva? Putea scaul ăla să fie totuși cu DDR3. Vezi și tu deschizi control panel și scrie în control panel un tabu de memorie. Ok. Dar am zis gata. Și acum întrebarea mea este, punem placa video sau punem ventilatoarele sau harddiscurile? Harddiscuri, ventilatoare, placa video. Harddiscuri. Aș zice eu. Da, de asta. Acum să montăm ventilatoarele. Începem cu prima. Uite, venite de la Pol. De la? Pol. Hă? Arctic. Ah. Mă scuz, dar sunt mai lent. O să facem așa. O să băgăm cablu direct prin spate. Tragem cablu. O să vină pe partea asta. Vine pe partea asta. Că ăsta nu mă contrajur și o să am o lumină minunată. E ok. Și după ce vine la pe partea aia, trebuie să luăm niște ventilatoare. Niște șuruburi, poate. Niște ventilatoare. Până la urmă și alea să învârt. Dacă le învârți suficient de tare, vor crea turbulențe și automat vor face un flux de aer. Dar n-am motor așa. Să zic că nu stă în rec. Ai un buton roșu în față, care arată că ești. O fi în față, dar în spate nu-l văd. Este, este. Chiar a prins. Bine, arată și pe ecran, dar arată altfel decât la Canon. Muncă silnică. Okay.
Avem spectatori și din alte dimensiuni. Trebuie să-i punem 4 ca să nu comenteze lumea. Merge și în 2, dă-l dreacă. A, merge, dar nu vreau eu. Poate să apară mici trepidații, să auzi din când în când un... Și zic că e Casper în calculator. Bă, nu știu cum să numai cățelul tău înainte. Nu, Casper e ăla. I was joking. Nu știu câți dintre voi, de fapt, din cei care se uită, știu cine era Casper sau cine a fost Casper. Fantoma Casper. Probabil că o să pună cineva la edit un Casper pe ecran. Te citezi la mine. Senzațional. Ok. One done, free to go. Ce înseamnă lucru nou? Vezi cum strălucește? Mai cățeaua. La astea n-au lumini, mă? Da, nu. Pe astea n-ai LED. Asta observă simt și nici nu trebuie. O să vedem, e oricum le ține oprite. Pe nu se joacă. Face editare. Păi și ce? Am mai puține FPS-uri dacă n-au... O să editeze în 24x60. Da, exact. O să-ți meargă mai lent. O să vezi clipul în reluare, nu înainte. Dezastru. Fii atent, până l-a pus invers. Recunosc că pentru o secundă am stat să mă uit și am ce dracu e invers, că ăsta se învârtea așa și nu invers. Era scris invers, practic, a fi în ventilator. Nu râdesc că am văzut persoane care scot aerul în față și trag în spate. A, da? Da, nu faceți asta. Păi, poate vor încălzire la față. Încălzire mult redusă, pentru că cantitatea de aer care intră în carcasă este mult mai mică decât cea care este și atunci ai negativ pressure și bagi. Adică, nu se ventilează cum trebuie. Practic, recreezi un airflow fierbinte până la urmă. Da, bagi prea puțin aer rece în carcasă. În schimb, scoți aerul cât de mult poți, doar că... Scoți un aer tot fierbinte. Da, conform de fierbinte. Dincolo de orice dubiu. Doar am mai auzit persoane care se încălzeau iarna cu GPU. Fiecare cu ce are, cu ce poate. Dar că asta iar ne-am pornit la un dat formal să fac niște teste și s-a făcut imediat cald în cameră. Vezi? Și legenda e adevărată. Da. Da, avem un prieten nou. Bă, a venit cam târziu, că deja am curățat calculatorul. Păi poate vrea în ăsta nou. Asta nu m-am gândit. Că na, acum e ca nou. Să nu exagerăm. O să funcționeze ca nou. Mai poți să mai pun un SSD aici, gen? Bineînțeles. Ia să fac și mai poți să mai pui și un M2. Iar M2-uri au ajuns atât de ieftine acum, cât mai bine ție un M2. Spațiu. Când faci editare video. N-ai și stivat de harduri externe acasă? Când ți le-am trimis? Aseară ți le-am trimis în post. Da. 5 bucăți, 2 de 3 giga și 2 de 3 de 3 giga, de 3 tera și 2 de 2 tera. Să fie. Păi, știm, cunoaștem.
Am crezut că e cazul să investești într-un nas. Adică de la un punct încolo, știu că nu e cea mai ieftină chestie, dar... Îi vine și lui vremea. Trebuie să vedem cât ne costă niște baterii pentru ăsta. Pentru ce? Pentru ăsta? Da. Deja e pe... 23%. E ok, cablu USB, baterie externă. We are ok, man. Mi-am luat și o baterie externă. Are, cred că, 5 kg și 80.000 de amperi. Și vrei să-ți pornești mașina cu ea sau ce? Teoretic, ci că poți să alimentezi și laptopul vreo 12 ore cu ea. O sistem de... Depinde ce laptop. Da, exact. Adică poate să depășească 12 ore chiar, dar... Sau poate să ți-o consume în 2 ore. Sau. Mă dau de tărată, ce... Păi sunt laptopuri acum lejer cu 300 de W consum. Dacă ții un laptop cu Intel generație 12.000 sau 13.000, care consumă 120 de W doar pe procesor, mai o placă video care mănâncă și aia 120 de W. Păi și unde e progresul? E portabil. În față. În consum. Așa e. Ok. Și acum. Pentru că știam că vechiul controller nu o să mai fie bun, e mie să-și cumpere un controller. Cât a fost? 20 de lei? 25 de lei? 29. 29 de lei. Ce stai? Practic, ventilatoarele toate intră înăuntru. Foarte simplu, nu contează ordinea. Transport cu tot. Și al treilea ventilator. Al patrulea. Așa, al patrulea, mulțumesc. Asta se va lega de placa de bază, are bandă dublă adezivă și vom pune ceva de gen. Foarte nice. Sau ceva de gen. Cred că e mai bine. Așa? E chiar din acest fel. Ok. Atunci să facem așa. Hai să înlocuim asta cu asta ca să fie pe distanță. Ok. Dăm banda dublă adezivă, mă rog, protecția de la banda dublă adezivă la o parte. Cu puțin efort de chiar banda dublă adezivă de o parte. Ai grijă, ți-ți dorești? Nu. Așa. Ok. Și ăsta este aici. Și stă acolo. Ușor strâmb, dar nu contează. Da. Păi, nu o să-l vede. Nu, ideea e că aici un bracket, ai ăsta și ai ăsta și practic a fost băgat între, special ca să stea acolo. A fost calculat. Așa. A, după logo. Mai ești cu boloboc. Și unii dintre urmăritorii voștri se vor întreba, probabil, și ce e acel la boloboc. Că... No offense. Băi, s-ar putea să ai dreptate. Mă okay. Crește pe cei care sunt abonați și stochii. Da. Care slavă Domnului, avem parte de un public destul de ok, oameni cu cap pe umeri. Cei care sunt abonați și cei care sunt tot timpul lângă noi. Ok. La următoarea merită. Ventilatoarele sunt conectate, hard disk-urile sunt conectate, placa video să conectăm. Și acum întrebarea mea este, vrei ca butonul care schimba înainte RGB-ul să fie butonul de reset? În caz că vreodată ai nevoie? De ce? Bine, în cazul ăsta trebuie să conectăm o simplă mufă. Pentru că lumini nu mai îmi doresc și nici nu mai am. Și nu mai ai. Numai să nu-l apeși din greșeală. E lângă cel de power, e pe aceeași. Iar acum,
Pentru cei care nu știu, pentru a 10.000-a oară, butonul de power este sus, butonul de reset este jos. Nu contează dacă e plus sau minus, nu contează polaritatea, pentru că practic face doar un scurt întrepin și atât. Doar la LED-uri contează polaritatea. Și după scurt incendiu, dar ce mai contează? Ei, tocmai de asta avem extintorul mereu la îndemână. Gata! Punem pe extintor de jucărie. Opa, uite la acolo, jos! Da, nu, filmează ca să văd oamenii, că nu hai că avem. Nu voiam să-mi filmez, că e micuț, ne trebuie unul mai mare. După posibilități. Ok. Și acum... Memorie check, procesor check, ventilatoare check, hard drive check... M-a agățat calculator. Placa video. Aia, nu aia de sus, aia. Aia de sus ce e? RX 6800. Nici nu trebuie. Sincer, la ce faci tu la editare, nu cred că o să vezi o diferență cu una sau cu alta. Dar dacă te joci, atunci vei vedea diferență. Dar dacă ești din nou să folosești Ray Tracing-ul, 3060Ti-ul va fi puțin peste... Bine, depinde de joc. Mereu, depinde de rezoluție. Nu știu, asta cu ultimul Jedi, cred că o să-l testez și eu. Ai băgat ceva? Ia să vedem. Azi am lansat. Știu. La propriu, azi. Adică acum l-am terminat de instalat, cât timp ai venit tu să instala? Ca să putem să testăm. Ok. Cal Castain, sau cum îl cheamă pe ăla, că nu mai știu exact. Ceva de gen. Da. Ai văzut că l-a antrenat Mark Hamill, direct. Da. Ok. Placa video e conectată. Verificăm din nou toate mufele. Să ne asigurăm că totul este conectat. Ok. Ăsta este pus. Mațele din spate trebuie și ele îndesate, după care... Rele. Harturile le-ai pus? Da. Da. Am lipsit. Să zic, este totul. Dar înainte să facem asta, cum se spune în mecanică... Cuantică? Cuantică. Să-i dăm ok înainte. De fapt, vreau să strâng puțin niște cable. Îmi pare rău, n-am avut bandă una mai bună. Lasă-mă că pentru mine a fost o provocare. Știi aia pe care ai văzut-o la nuntă? Sau tu n-ai văzut-o, ai plecat? Mă, nu, ai văzut-o. Aia a fost o provocare. Deci aia a fost cumpărată într-o săptămână, după eBay. Bine că ai găsit așa repede și să-ți livreze așa repede. Din UK a venit, am luat legătura cu vânzătorul și vreau să-i mulțumesc și pe această cale, deși nu-l cunoașteți, nu-l cunoaște nimeni, nici eu nu-l cunosc, dar îi mulțumesc. Cum a fost super ok, a pus-o pe fast delivery, iar prețul senzațional, pentru că în mod normal una... La prețul pieții ar fi fost în jur de 70-80 de euro. Am scăpat cu transport cu tot cu 35. Rolico. Și nu glumesc. Okay. Eu mai aranjam puțin cablurile aici în spate. Să fie așa mai cât de cât mai... Să se vede praierul, acum când am plecat era ușor în urmă.
Da, nu, dar chiar mi-a trebuit, pentru că n-aveam sabia pentru moment. Yes, ok. Semi-wire management făcut în spate, cât să fie cablurile strânse, oricum nu se uită nimeni, nu uită de nimeni, nu interesează pe nimeni. Wire managementul din spate. Asta nu ne interesează. Hai să facem așa. Așa ceva. Hai să-i punem și LAN. Da, asta închise. Hai să intrăm și în BIOS. Încă totul e ok. Tit! Merge! Procesorul merge, tot s-a mis văzut toate harddiscurile, acum ați văzut, inclusiv harddiscurile adăugate, nu doar SSD-urile. Am filtru ND și nu se vede nimic pe ecran. What? Fii atent. Stai. Așa, ce așa. Stai că, aha, ăla e. Gata. Deci, practic, acum urmează să punem capacul lateral, sticla din față, capacul din partea stălaltă și ăsta e calculatorul. Hai să facem și chestia asta și după aia mai continuăm cu ce mai facem noi astăzi, așa, ca behind the scenes, ca să știți. Deci, nu închideți. Mai urmează. Mai facem. O să fie un video lung. Wow. O să fie un video wow? Din toate punctele de vedere. Probabil că nu o să aibă prea multe cut-uri. Numai ce-am aplicat. Ok. Deci, ne vedeți raw. Cruzi. Perfect, da. Perfect. Am dat shutdown pentru că n-a trebuit să-i dăm shutdown. Și acum deconectăm firele. Și dacă auziți acum un ventilator, să știți că este ventilatorul de acolo, pentru că i-am dat să ruleze. Jedi Survivor. Tararam. Ok. Hai să luăm așa. Sticla. Aha. Mă, chiar nu-i rău filmul ăsta de polarizare. Ce zici, Ionuț? Te sponsorizează și ăștia cu băutura? Nu. Cine? Am auzit sticla. Mă gândeam că la sticla de... Ce bă, băiatule, bă. Aici promovăm apa plată. Da. Din cât mai naturală posibilă. Cu acid sau fără apă? Naturală să fie. Deci o să pui un blur pe această sticlă de bip. Da. Și pe aia din spate. Nu, man. Fiecare bea ce vrea, consumă ce vrea, nu e sănătos, asta e partea a doua. Nu, nimeni eram găurica. Gata. Nu comentez. Este șurubelul mic și... That's what she said. De obicei folosesc o lupă, ceva de magnificare, de mărire. Magnifying, de mărire, mamă, ce magnificare. Nu cred că e greșit. Ba da, nu există magnificare. Este magnific, dar nu magnificare. Atunci zici și tu, de obicei folosești ceva magnific. Nu? Ionuț, ți-am găsit un șurub în carcasă. Bă, nu știu să folosesc penseta. Atunci, chemăm Delta Force Extraction Team și gata. Yeah, baby. E făcut asta. It's working. Da, l-am testat, totul e ok. Acum doar să duc acasă să-l folosesc. Iar noi... Hai să vedem în partea asta. Trecem așa, mai departe. Fac TV. Wow.
i-am dat ray tracing off, pentru că vom testa întâi fără ray tracing și după aceea testăm cu ray tracing și să vedem cum se mișcă. Next Generation Jedi. Yes. Dar în timp ce ăsta testează, din nou camera spre mine, să ne luăm, mă rog, îl trimite pe Ionuț acasă că am terminat cu el. La revedere. Și teoretic mai avem astăzi niște clipuri. A, da. Azi este ziua mea liberă. Dacă vă întrebați de ce filmăm atât de multe azi și testăm. Pentru că între timp, cred că poți să întorci camera ușor spre mine. Atenție la sticlele acelea, că conținut că vezi la culoare. Am terminat testarea la asta. Și acum urmează să vorbim despre el. Să vedem ce știe să facă, ce poate să facă din punctul de vedere al unui iPhone-ist. Nu am primit și notificări. Dar, momentan punem un stop aici, ca să nu ai prea mobilitate, și continuăm, nici nu știu, cu începutul de la ăsta, jumătatea ăstuia, legat de ăsta. Ce mă nene de te miște în calul? What the fuck? Dacă SSD-ul este full, tot Windows-ul și tot calculatorul se mișcă greu. Da, e dreptate. Așa. Și acum este un switch la cameră, pentru că o cameră este aici, filmează un b-roll, mai tine că descarcă cardul. Încerc să descarc cardul. Încearcă să descarcă. Voi șterge acest clip. Pentru că le avem... Eu sunt pe SD. Ok. Deci am terminat clipul pentru ăsta, care este ăsta. O să testăm un joc acolo. Nu știm încă ce facem cu ăsta. Aici terminăm de instalat ăsta și vom scoate placa video. Nu vom testa jocul pentru că este Electronic Arts și avem limită de keyuri și vom testa o placă de rețea wireless pe ăsta. Dar se termină cu doar și aici de tragi tovară și prieteni. Da. Acum e rândul tău să fii în spatele camerei. Mă rog, rândul meu să fii în spatele camerei, rândul tău să fii în fața camerei. Din când în când. Da. Revenim. Acum merge microfonul? Acum merge microfonul. În caz că n-a mers sunetul până acum, vreau să vă spun așa. Am terminat de testat telefonul, am mai testat o placă de rețea wireless, un router wireless, nimic interesant, nimic wow. Sunt niște clipuri care o să vedeți pe canal, ambele produse sunt foarte ok. Am testat Jedi Knight-ul pe acest calculator cu placă video Eric 6800, asta vă explicam. Și acum punem 4700-le. 4070. Mersi, 4070. A fost o zi lungă. Uite. Îl deflorăm cum ar veni. Încă nu. Încă nu. A, dar ce am scos HDMI? Că am nevoie de DisplayPort. Așa. Lăsăm momentan asta aici. Ce om rău. Pentru că nu știu la cine va ajunge placa asta video după, nu știu dacă va ajunge într-un sistem, într-un build anume sau ceva și... Na, ne place să fim corect și să nu stricăm, să nu deranjăm, să... Dacă am fost suficient de norocoși ca noi să fim primii care testăm această placă video, să nu abuzăm. Eu sunt de acord cu abuzatul, dar ziceți voi că nu am rău, că nu m-a lăsat să decojesc acolo. Să decojești. Să-mi plăce... Vrei să zic belesc? Pot să zic și belesc. Na. Oameni răi, îmi dau demisia. Hai să punem asta aici în spate. Ok. Asta e acolo, asta e acolo. Și acum porutește camera spre mine.
Teoretic, jocul ăsta are nevoie de 8 GB memorie VRAM pentru placa video. Nu avea. Care placa video? Alo. Și recomandă 16 GB pentru calculator. Noi avem 8, dintre care 2 se duc la placa video. Detalii. Suntem masochiști. Vrem să vedem dacă merge sau nu. Ca și voi să știți că, bă, am un calculator de ăsta, fără placă video. Pot să mă joc sau nu? Așa încercăm. Cine știe, poate chiar ai 30 de FPS-uri pe 720p ultra low. Sunt 30 de FPS-uri. Eu între timp mă mai jucam și cu setările de la universitate. Ok. Asta e, cineva o să mă înjure. El editează, nu eu. Nu alta, dar... Eu am de testat între timp acasă jocul pe alte calculatoare, Steam Deck, și mi-am de testat un laptop, pentru că în câteva zile trebuie să-l predăm, este singurul în România, după ce-l testăm noi, va pleca din România. So, profităm. Da. Cum da. Să face, domne, la Vlog Tehnica? Suntem atât de mici și totuși cam lumea are încredere în noi. Oare de ce? Facem treaba bună. Da. Lăsați haterii să fie haterii. Ok, deci. Full screen. Așa. Vrem rezoluția 720p. Accept. Ce nervant că trebuie să... Dai un escape ca să... Și totul este low, 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 go sync off. Așa. Era o melodie. Performance, ultra performance. Hai să-i dăm pe performance. Accept. Bun. Se vede. Nu se vede bine, dar se vede. Care era cu meniu. Ia mă așez. Da, te rog. Până în alta, trimitem și noi codul pe mail. Ia să vedem. Da, 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 eu am fost... Dar tu ce vrei să faci la monitor? Să setezi că nu e centrat. E pe zi, VGA și de aia. Da, nu știu de ce ne erau linkuite accounturile la mine, deși le-am mai făcut odată. Exact. Tu te-n pui mei că ești tâmpit la cap. Ceau. Așa am auto-adjustura. Ăsta e. Douăștei de FPS-uri? No. Wait. Nu cred. Îndreaptă și tu camera spre mine. Hai să facem așa. Vlog style. Pentru cei care se uită acest script, nu știu dacă o să apară înainte sau după review-ul jocului. 20 și ceva de FPS-uri. Da, dar sunt foarte mult stată pe un calculator fără placă video. Este impresionant. Vom mai testa. Voi pune plăci video, voi pune două plăci video pe acest calculator, vreau să văd cum merge, dar nu astăzi, pentru că suntem limitați la două PC-uri pentru 24 de ore. Al doilea PC. Da, deci o să dureze câteva zile până vom termina volumul în boxe. Sau aici. Da,
dar în box. Da. Și... celălalt, ăla-i trebuie, Lubo. Ai... Gata. Sunt două butoane pe boxe și nu nimerește da, butonul e, care... Da, este obișnuit ca ăsta din stânga să fie. Ăla-i trebuie, Lubo. Ăla trebuie să fie la mijloc. Ok. Vom continua să testăm și pe acest calculator. Ăsta la tot schimba placa video, vom pune în driveri ca să fim siguri că ai driveri și cum merge și vom continua testarea plăcii video. Și nici nu știu cât de curând o să apară acest script care o să fie mega lung. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că ne oferiți suport. Și eu. Și colegii mei de acasă, Ioan și Mihnea, sunt sigur că și eu vă mulțumesc. Ne vedem data viitoare. Da, nu, serios, sper că v-a plăcut clipul ăsta, chiar dacă e mai lung. Așa. Că tot a vorbit Lucian peste mine, zic, vreau să vă zic și totuși la modul serios că vă mulțumim că sunteți abonați, membri Geek și Uber Geek și sau ce v-ați ales voi. Patreon. Sau Patreon, da, scuze, uitați-mi de asta, eu pe mai pe simplu așa. Și sper că v-a plăcut clipul de astăzi, chiar dacă mă bâlbâi și că a fost un pic mai lung așa. Oh, uite, am început să transpir de emoții. Stai și să facem un zoom pe tine. Da. Acum dacă aș să bag un efect din ăla, știi? încă o chestie. Lăsați un comentariu cum vi se pare calitatea imaginii, mai puțin bucata de mijloc care a fost filmată cu un iPhone, toată aceasta a fost filmată cu noua noastră cameră Sony. Lăsați un comentariu. Aici nu avem lumina pornită, dar sure, lăsați-ne un comentariu. Noi acum suntem cumva în teste cu camera asta nouă, exact. Așa că dați-vă cu părerea, e bine, e nu e bine, și-a făcut cameramanul treaba bine. Pe data viitoare. Bye bye. Bye.